Zeci de elevi de la mai multe școli din municipiu au părăsit sălile de clasă și au petrecut câteva ore pe pietonala Mircea cel Bătrân. Asta pentru a marca ziua în oraș fără mașina mea, cu care se încheie suita de evenimente dedicate săptămânii mobilității europene. Copiii trebuie să înțeleagă prin această acțiune că este foarte sănătos să aleagă și altceva în afară de autoturismul personal pentru deplasare, acest lucru fiind în beneficiul sănătății lor. De asemenea, prin acțiunea de astăzi, ei trebuie să mai înțeleagă faptul că este foarte important să facă mișcare. Ne-am gândit să desfășurăm niște activități de mișcare pentru copilași, să arătăm că astăzi putem să facem și altceva decât să folosim șoseaua pentru a circula vehiculele. Copiii sunt foarte energici și încearcă să-și desfășoare activitatea așa cum am organizat-o noi. De la cei mici până la cei mai mari, copiii s-au bucurat de activitățile recreative organizate pe pietonală. Fie că au jucat badminton, au sărit coarda sau au desenat pe asfalt, elevii au contribuit astfel la protejarea mediului. De ce ai venit tu astăzi pe pietonală? Pentru a sponsoriza mersul pe jos și sănătatea, să nu mergem cu mașina în fiecare zi. Ai mai venit și în alte ani? Nu, acesta este primul an. Și ce le transmiți tu celor care nu respectă ziua asta și merg totuși cu mașina? Să renunțe la mersul cu mașina măcar pentru o zi pe an și să reușim să mai facem alte zile pe an în care să facem același lucru. Încerc să fac un balon frumos. Știi de ce ai venit astăzi pe pietonală? Pentru ziua fără mașini. Ai mai venit și în alte ani? Nu. Ce le transmiți tu oamenilor care circulă astăzi cu mașini? Să nu mai circule cu mașinile și să încerce să meargă cu bicicleta. Desenăm! Ce desenezi? O fetiță. Știi de ce ai venit astăzi pe pietonală? Da, avem un concurs. În acest timp, sute de mașini circulau pe străzile din oraș. Asta pentru că puțini știu semnificația zilei fără mașini și pentru că autoritățile nu au gândit să organizeze evenimentul la un nivel mai mare. De exemplu, în capitala Franței, traficul a fost oprit complet. Niciun vehicul motorizat, cu excepția ambulanțelor și a altor asemenea, nu va avea voie să circule pe străzile Parisului. Este o oportunitate pentru locuitori și turiști să se bucure de un oraș fără zgomot, poluare și stres.